Salut, camaraz, bună dimineața! Uh, am intrat așa scurt să vă urez o, o zi frumoasă, o zi cu împliniri, să vă urez să fiți sănătoși, să fiți voi înșivă, uh, să fiți optimiști, să fiți muniți. Vă urez toate cele bune pentru ziua de astăzi, duminică de 8 ianuarie. În trei săptămâni o să fac 72 de ani pe 1 februarie. Vă urez și vă la mulți ani la toată lumea cu multă sănătate. Am fost până la magazin, e cam frig afară. A fost, cred că a fost minus 0, minus 1, minus 2 grade, că e apa înghețată pe în curte. E pâclă, e am, am rupt niște iarbă pentru păsări să mănânce și el un pic de verdeață, că le cere, le cere, sufletul verdeață și la rățușca aia care o mai am și la găinele lui femeia asta, mi-a înghețat puțin mâna, că iarba e înghețată, e rece. Așa, acum am pregătesc să mănânc și eu mic de deci un simplu. Uite, vi arăt aici. Am o cănuță cu ceai, cu un pic de ceai de trei fraspătați și cu miere. O, un cârnăcior micuț, brânzică de vacă și pâinică albă. Nu mănânc în general, nu e mult, știți, dar uh, e strict un necesar, știi? Dimineața trebuie doar să ai ceva în burtică, mănânci mai consistent la prânz și seara. Deci o să vă fac zilele astea, o să vă mai dau niște sfaturi așa, cum să mâncați sănătos, să vă, nu, în principiu, vă feriți de euri, eu mănânc pâine albă că uh, am uitat al să iau de la comana uh, pâine de secară sau de, de grâu, știi, și așa că acum trebuie să mănânc pâine albă, n-am ce face. Cred că după amiază o să, fac, o, să vă fac niște scovergi sau diseară în direct, că mai bine mănânc scoverci decât pâine, deși și ieri am mai mâncat două, trei scovergi de la femeia asta calde. Ce să vă zic, că sunt bine, sunt sănătos, sunt încrezător în mine și în viață. O să mă apuc să muncesc după aia, că să vă fac niște clipuri interesante. Deci, camarazi, să aveți o duminică fericită, în sânul familiei, discutați, nu mai stați pe telefoane, nu mai stați pe computere, discutați, interacționați viața trebuie să ne trăim ca oamenii, nu ca roboți în fața la computere, tablete și telefoane. Utilizați tehnologia cât aveți nevoie să vă câștigați pâinea, nu exagerați, tehnologia e dăunătoare. Deja s-a constatat că TikTok-ul distruge creierul la copii, în special la cei între 12 și 15 ani, le dă niște automatisme de roboți, deci îi distruge. Deci tot ce e tehnologie distrugător. Deci, camarazi, dacă sunteți la masă, vă urez și vă o poftă bună, să aveți masa plină cu bunătăți, să fiți fericiți, să aveți noroc în viață, să fiți sănătoși și hai că v-am pupat, ne vedem, ne vedem mai târziu pe clipul sau mâine. Rămânem precum catarii, umăr la umăr. Pa, camarazi.